Salut, sunt Ion Comendant, sunt antreprenor și ținând cont de problemele care sunt acum actuale în antreprenoriat, cât și în viața de zi cu zi, am decis să vin cu câteva idei de afaceri pentru cei care vor să înceapă acest drum, care sunt actuale în momentul dat și care cred că vor fi actuale și după pandemie. Ținând cont că acum conturile de Patreon au crescut foarte mult, ținând cont că foarte multe business-uri acum au început să migreze din offline în online. Una dintre idei ar fi să vindem produse care ajută antreprenorii în primul rând să facă poze și care ar putea face pozele astea foarte calitativ cu telefonul. Am putea să le vindem lightbox-uri, am putea să le vindem lumini care nu sunt foarte scumpe, dar sunt eficiente și am putea face o poză bună. Totodată știind că conturile de Patreon au crescut foarte mult, am putea să vindem stative, am putea să vindem microfoane, iarăși lumini, pentru cei care au început să facă content cât mai mult. Și tot știm că toți cei care voiau să facă un blog sau țineau tot timpul să facă o emisiune sau să filmeze videouri, acum au foarte mult timp și au început să facă lucru dat. De aceea aceste produse acum sunt în trend și se vând foarte bine. A doua idee ar fi, știind că acum în momentul dat foarte mulți oameni au început să lucreze de acasă. Ei lucrând de acasă, logic, au nevoie de un birou, au nevoie de un colț unde să lucreze. Până acum lucrau într-un birou care era amenajat și avea toate condițiile necesare pentru a lucra comod. Acum oamenii au început să procure aceste obiecte care îi ajută să lucreze cât mai productiv de acasă. Ar fi, de exemplu, birourile, ar fi, de exemplu, prelungitoare, calculatoare, mousepad-uri, toate lucrurile necesare pentru a putea lucra de acasă. Și această idee este actuală acum, în momentul pandemiei, dar cred că va fi actuală și după ce se termină pandemia. De exemplu, EMAG, una dintre cele mai mari firme din România, a zis deja într-un comunicat de presă că câțiva mii de oameni vor lucra și în continuare de acasă, nu vor mai lucra dintr-un birou. De aceea cred că va fi actuală ideea dată și după pandemie. O altă idee ar fi vânzarea produselor care ajută oamenii să facă sport de acasă. Am putea să le vindem aici benzi elastice, am putea să le vindem foarte multe gantere, de exemplu accesorii care îi ajută pe oameni să lucreze mai multe grupuri de mușchi. Am putea să vindem chiar seturi întregi de aceste obiecte. Plus am putea să vindem, dacă avem cunoștințe în domeniul dat, am putea să vindem cursuri cum oamenii să folosească corect aceste obiecte ca să nu facă traume, ca să-și crească masa musculară. Totodată cei care pot să facă, să consulte oamenii în domeniul ăsta ar putea face curs plus kiturile date și s-ar vinde destul de bine. Și este un trend foarte bun acum și este în creștere. Dacă am luat exemplu de la Dedeman, unul dintre cele mai mari retail-uri din România, am vedea că ei tot timpul au fost poziționați pe ideea fă singur și tot timpul au comunicat ideea asta, fă singur. Ei te învățau cum tu singur să-ți faci reparațiile acasă, ei te învățau cum singur să vopsești și alte lucruri. Eu aș recomanda aici toți specialiștii care, de exemplu, fac manicure, care fac make-up, care, de exemplu, nu știu, specialiști de marketing, ar putea să învețe oamenii să-și facă lucrurile astea singur. Pentru că acum este criză, oamenii sunt panicați și nu sunt disponibili să scoată atât de mulți bani din buzunar pentru a plăti specialiștii. De ce faceți cursuri sau învățați cum să facă acest lucru singur? Vindeți-vă cunoștințele. Ținând cont că foarte multe companii au dat faliment, că foarte mulți oameni nu se vor întoarce la locurile de muncă după ce se termină pandemia, înseamnă că șomajul va crește foarte mult și atunci oamenii vor avea mult mai puțini bani de cheltuit. Deci foarte multe obiecte care până acum se cumpărau în exces nu se vor mai cumpăra, de exemplu telefoane, chiar și haine și încălțăminte. De aceea cred că mulți vor merge să repare obiectele astea vechi. Cei care au abilități de a repara anumite obiecte recomand să pună această idee în practică. Tot ce se poate de dat în închirie, tot ceea ce oamenii nu vor mai putea cumpăra, acum cred că nu vor avea bani, de exemplu, să-și cumpere un aparat foto nou, dar vor lua ceva închirie dacă vor avea, de exemplu, chiar și un specialist care se ocupă de fotografie, având nevoie de un anumit obiectiv, cred că îl va lua închirie, dar nu și-l va procura. Deci recomand toți cei care au anumită tehnică să o dea închirie. Știind că acum
este foarte multă frică în oameni și dacă ne uităm la piramida lui Maslow, primele două trepte de jos este strictul necesar și pe a doua treaptă este siguranța. Oamenii vor să fie siguri. Chiar am văzut un studiu recent de produse de training care se vând foarte mult bite, spray lacrimogen, cuțite și alte chestii, nu știu, poate mulți le cumpără să apere, poate mulți le cumpără pentru alte chestii. Eu nu recomand chestia dată, dar recomand noi să vindem alt tip de obiecte, ca de exemplu alarme mici, care ar fi la un preț foarte ieftin, care se fixează la ușă și când se deschide ușa, se pornește alarma dată. Sau camere de filmat ieftine, care prin Wi-Fi lucrează și poate ușor de montat. O recomand pentru cei care au experiență în a vinde produse pe marketplace-uri sau în site-urile proprii. Toate produsele date se pot găsi foarte ușor, ori găsiți producătorii din România care produc produsele date. Mergeți către ei și negociați oferta, după care vă creați un site sau dacă l-aveți, încărcați acolo produsele și le vindeți sau încercați să vindeți pe marketplace-uri. Ar fi bine să vindeți mai întâi pe marketplace-uri, să testați produsul dacă merge bine și după care să creați site-ul propriu. Sau, dacă doriți, puteți să luați produsele date din China, de pe Alibaba sau de pe multe alte site-uri care vând aceste produse. Dar fiți atenți, în momentul de față, transportul din China costă foarte scump. Mai bine aș recomanda să mergeți către cei care deja le au în depozit, care au importat înainte de pandemie sau către cei care le produc. La final vreau să vă zic să aveți grijă de banii voștri, să vă gândiți și să calculați foarte bine înainte de a investi în orice idee de afaceri. Acum sunt timpuri foarte grele, de aceea banii trebuie controlați și calculați foarte bine. Acum este o perioadă foarte bine pentru cei care deja practică antreprenoriatul să negocieze absolut tot. Contractele, salariile, furnizorii, mergeți și negociați chiria. Spuneți-i celui care vă dă în chirie, sunt timpuri grele, șomajul crește, nu mai sunt banii care au fost până acum în piață, absolut la toți scad vânzările, de aceea ar trebui de renegociat contractele. Acum optimizați-vă bine cheltuielile. Baftă și